Pentru cea mai așteptată perioadă a anului, vacanța de vară, Loteria Română vine în întâmpinarea jucătorilor oferind lozul vacanței. Cât de tentați sunt romașcanii să-și încerce norocul cu această ocazie? Doar la pariuri sau lozuri nu prea? A jucat și lozuri. A jucat și lozuri? Ce ați câștigat? Nu, 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 mai trage odată cum ar fi prețul ăla, dar în rest mai mare nu. Și la pariuri câștigați? Dar nu joc la pariuri. Nu jucați? Nu. La joker, la 64, nu la fel. Am înțeles. Cunoașteți persoane care au câștigat la lozuri sau? De la emisiune aia, de atunci când se stare, de atunci. Dați-mi două lozuri. Da. Alegeți. Poți și de aici, da? Da, 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 sigur, sigur. Te luai unul de aici. Să fie cu noroc. Să fie cu noroc. Și ăsta. Câștigați să mergeți în vacanță. Doamne. Două lozuri de vacanță. Loteria Română oferă în această serie a lozului vacanței 164.455 de premii în valoare totală de 930.000 de lei. Cu numai 3 lei, prețul unui astfel de loz, jucătorii au șansa să câștige până la 10.000 de lei. Jucați la lozuri sau doar pariuri? Asta așa, când am... Lozul vacanței l-ați încercat? Nu. Știți să mergi în vacanță? Da. Câte lozuri? Două. Două lozuri, da? Două. Hai, alege-le. Da? La loz sau și la pariu? La loto. Nu, numai la loto. La loz în plic? Nu, cred. A apărut acum un nou loz. Mai rar, da. Cunoașteți pe cineva care a câștigat? Nu, nu, nu. Dar de ce alege să jucați doar la pariuri și nu la loto? La pariuri nu, la loto am zis. La loto, da. Pentru că e câștigul mai mare? Mea. Nu, dar pentru că e câștigul mai mare? Dar nu, când așa, când așa, depinde, na, de zile, de, na, nu e permanent. Dar la loto joc mereu și joia și duminică.